Parohia din Jula Mică, singura dintre comunitățile Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei închinată Sfintei Cuvioase Parascheva, și-a sărbătorit hramul. Sfânta liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, alături de un sobor de preoți și diaconi. La această sărbătoare, Sfânta Parascheva adună clerici de cele două părți ale graniței, dar și credincioși foarte mulți, nu numai din Jula și din împrejurimi, ci și din localități apropiate din România, Vârșand, Pilu, Socodor, Chișinău, Criș, căci Părintele Paroh Petru Pușcaș, cel care de mai multă vreme păstorește această parohie, a sfârșit anterior în parohia Pilu din România și a păstrat această frumoasă legătură a credincioșilor români într-o cinstire a Sfintei Cuvioase Parascheva. Sfânta Cuvioasă Parascheva ocrotește această comunitate din anul 1834. Avem și noi, românii din Ungaria, un prilej de mare bucurie și de a o cinsti așa cum se cuvine pe această mare sfântă a bisericii noastre și ocrotitoare a Moldovei. Tot în această biserică din Jula Mică avem și un rând de veșminte ale Sfintei Cuvioase Parascheva, donate bisericii de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, de pe vremea când era Mitropolitul Moldovei. Ne bucurăm că în felul acesta și noi, românii din Ungaria, am putut să o cinstim așa cum se cuvine pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Răspunsurile la strană au fost date de un grup de credincioși din Socodor și de cântăreții bisericii din Jula Mică.